Masca se întoarce, de sâmbătă devine obligatorie și în aer liber și în clădiri în orice localitate cu incidența peste 1 la 1000. Bucureștiul a atins de astăzi acest prag. Cu această măsură, guvernul speră să încetinească răspândirea Omicron. În ultimele 24 de ore au fost aproape 5000 de contaminări, cele mai multe de aproape 2 luni încoace. Peste 11000 de români s-au infectat cu varianta africană a coronavirusului în 5 zile. Atenție, masca de pânză nu mai este acceptată, este ineficientă în fața lui Omicron. Trebuie să purtăm una chirurgicală sau FFP2, a anunțat astăzi Raed Arafat. Și cum a anunțat? O ofertă care te lasă mască! Incredibil! Vechile măști textile îți dădeau mâncărimi, aveau acarieni, bacterii sau virusul! Spune adio vechilor măști textile și tuturor problemelor care veneau odată cu ele! Și asta nu e tot! Programul Prima Mască vine cu două măști! Masca clasică pentru varianta Delta și doi, bonus, masca FFP2! Ține Omicronul departe de om! Om trăi și om vedea. Dar stai, asta nu e tot. Dacă mai vine un val, îți oferim și un cal. Nu trebuie să suni acum la numărul de pe ecran. Te sună TSP-ul pe tine. Dacă refuzi această ofertă specială, avem pachetul Berbec. Vine cu mascații care te fac pachet. Incredibil. Mulțumesc mult. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Acum. Acum toată planeta luptă cu Omicron. Franța are astăzi 330.000 de cazuri. Germania are nevoie de încă 15 milioane de doze de rapel ca să frâneze extinderea tulpinii, anunță nemții. Iar festivalul de la Rio a fost amânat pentru al doilea an consecutiv, pentru că se tot înmulțesc îmbolnăvirile. Există însă și vești bune. Studii din Statele Unite și Japonia arată că Omicron atacă rar pămânii pacienților, iar cine este complet vaccinat sau a trecut prin boală nu prea are de ce să se teamă. Asta nu înseamnă însă că ne putem să ne punem fustele în cap. Asta este oferta mea, Angela, pentru astăzi. Vezi cu ce mască ieși, că nu mai poți să vii cu orice fel de mască. Intrăm în noi zone, într-o nouă zonă de restricții, de fapt. Te-am înțeles de ce ai venit cu glume în seara asta, pentru că pare o glumă. Păi eu am venit, Arafat am venit, stai un pic. Păi nu, pare o glumă, adică vii și îmi spui, nu mai ai voie cu mască din material textil sau din plastic, dar... Ia o glumă, ia o geacă. Dar sancțiunile unde sunt? Că n-am înțeles ce pățesc dacă nu port FFP2 sau mască de tip medical. Deci... înțeles. Ce ar trebui să, ce văd eu că am putea să citim din această idee de a nu da și o pedeapsă, este faptul că intrăm într-o viață către normal. Da? Încercăm să acceptăm faptul că deja COVID-ul este și va rămâne printre noi, va trebui să trăim cu el, că asta se întâmplă, aici suntem în prezent. Am văzut și declarația șefului Centrului de Cercetare din Marea Britanie, este unul dintre creatorii vaccinului AstraZeneca de la Oxford, da? Un om cât se poate de important, și l-a spus că, de exemplu, vaccinarea, rapel după rapel, apel după apel, doză după doză, nu mai are sens, nu mai este sustenabilă, așa s-a pronunțat el, și ar trebui să avem grijă să vaccinăm persoanele care au realmente cu adevărat probleme acum. Încet, încet ne-am dus către acea imunitate și deja trebuie să acceptăm faptul că trebuie să avem grijă de noi, suntem de acord cu toții, trebuie să păstrăm niște norme și știi cum e, nu ai voie. Nu știu dacă ai prins tu vremurile alea în care te căuta la școală de batistă, dacă ai unghiile tăiate și așa mai departe, da. Știi? Cu siguranță că este bine să ai la tine batistă, mască, da, șervețele mai nou așa, să ai unghiile tăiate, nu știu cum ai tine, manicura, ok, merge și așa, adică îngrijite. Scuze-mă, dar asta nu înseamnă poți... că dacă nu faci asta, primești o pedeapsă. Scuze-mă, dar nu te poți baza pe responsabilitatea fiecăruia dintre noi că vom purta masca corespunzătoare. Tu trebuie vii cu niște restricții și vii și cu niște sancțiuni și explici treaba asta foarte clar, pentru că doar așa poți ține în frâu un popor. Adică nu te poți baza că eu chiar voi purta masca corectă. În plus, asta cu uite vaccinarea... cum arată și măștile, le vedem și pe site-ul alefnews.ro. Da.
Asta cu vaccinarea și cu faptul că ne îndrept este un început de sfârșit, nu avem de unde să știm. Am mai auzit această poveste și înainte de tulpina Delta. Au mai fost aceste zvonuri. Mi-a plăcut ce a spus domnul Jurma. Și dacă este început de sfârșit, hai să ne vaccinăm ca să trecem de acest val 5 protejat și corespunzător. Deci treaba asta cu faptul că lumea a început să se sature, câte doze să mai facem, una, două, trei, patru, cinci, șase, facem câte sunt necesare, pentru că suntem într-o criză sanitară și pentru că nu avem de unde să știm că acest val 5 va fi ultimul. Bineînțeles că ne dorim cu toții să fie ultimul, dar nu ne garantează nimeni asta. Uite, mai avem un argument care arată că se gândește guvernul și ministrul sănătății, bineînțeles, la fila printre ei, la așa ceva, faptul că din acest moment cei care sunt loviți de COVID vor putea merge și la medicul de familie, da? Nu doar la spitale ca până acum. Și e foarte bine. Și e foarte bine să meargă cei care au simptome la medicul de familie, să meargă la aceste centre temporare pe care de evaluare despre care s-a vorbit astăzi după întrunirea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care vor fi amplasate, înțeleg că sub formă de niște corturi în curțile spitalelor. Foarte bine, pentru că dacă noi putem adăuga paturi, că la ce ne așteptăm? Ne așteptăm undeva la vreo 800.000 de oameni pe zi infectați cu Omicron, cu, mă rog, COVID, da, nu știu în ce măsură. S-adaugi paturi unde? Da, s-adaugi paturi prin spitale, pe unde? Nu poți să adaugi și medici care să aibă grijă de acei pacienți care stau pe acele paturi. Deci foarte bine că vin și medicii de familie să se implice, păi, să facă, stai, pentru că nu că toată nu lumea are nevoie să ajungă la urgență. Da, poți să te duci la medicul de familie să te testezi. Aha, păi mergi poate tu la simptome. Medic, păi, și da. Știi ce vreau să-ți amintesc? Cum arată un cabinet de medic de familie, dacă n-ai mai văzut de mult, comparativ cu un spital, da? Sunt, în general, cabinete de 2x2, 3x3, 4x4, foarte mici și acolo, practic, va fi o problemă dacă se vor aduna oameni să meargă să se testeze în acele zone, pentru că se vor face cozi, se va face aglomerație. Bă, și unul chiar mă întreb, această chestie pare făcută pentru a spori infectarea, pentru că se duc și oameni care, sigur, vor fi pozitivi, dar și oameni care vor fi negativi la plecare, la întoarcere, mă tem că nu vor mai fi, pentru cum arată, că există acest risc. Cu asta nu sunt de acord. Cum arată, cum nu arată, asta este ce avem. Nu putem veni acum în plin început de val 5 să ne plângem că cabinetele medicilor de familie nu sunt corespunzătoare. Asta avem, cu asta jucăm, cu asta defilăm, da? Plus că nu trebuie, mergi la medicul de familie dacă ai simptome clare, nu că ți se năzare că ai COVID și toată lumea buluc la medicul de familie, păi, sau dacă la aceste centre clare, de evaluare. Cu atât mai mult sunt mai mulți acolo cu simptome clare și riscă foarte clar, la fel de clar ca simptomele, să mai dea și în stânga și în dreapta. Nu văd ca pe un argument. Mie, din contră, mi se pare un lucru foarte bun. Medicii din spitale, de la ATI, de la camerele de urgență, trebuiau să fie ajutați cumva, pentru că valul 4 a început cu o creștere de 40% a cazurilor. Valul 5 a început cu o creștere de 88% a numărului de cazuri. Deci, ca să înțelegem ce va urmea, foarte bine, n-au cum să facă față. Trebuia să intervină cineva și trebuia să se găsească o soluție și mie mi se pare că s-a găsit cea mai bună soluție luând în calcul resursele pe care le avem. Nu sunt de acord cu toate soluțiile astea pe care le prezinți tu ca fiind bune, pentru că acum îmi vine în minte și faptul că, știi, celebrele teste pe care trebuiau să și le facă copiii la școală, de fapt copiii, părinții, bunicii, cine mai putea să le facă, ei bine, chestia aia s-a suspendat. Numai o firmă care... Foarte rău. Foarte rău. Foarte normal, aș spune, pentru că... De ce nu? Era o inutilitate oricum, pentru că nu folosea la nimeni, nu ai nicio relevanță pe faptul că acei copii merg la școală negativ, nu știi cum se fac acele teste, că nu poate să fie un părinte medic, un bunic sau poate nici nu au chef să-și facă acele teste și a fost o bășcălie de la început până la sfârșit cu acele teste. Dacă ți-amintești, a fost încă din prima săptămână, da, probleme cu distribuția, au făcut o serie și jumătate, cam așa a fost în acea primă săptămână, au decalat programul, nu avea nicio logică, nicio noimă, nu avea niciun sens și au renunțat că n-a la fost ea. Iar acum, atenție, a picat pentru că o anumită firmă a depus o contestație,
era legată de acele teste. Tu îți dai seama în ce am ajuns? O contestație să poată bloca... Exact, că n-a fost făcută cum trebuie, e una. Că testele n-ar fi de ajutor, e alta și este greșită. Adică stai puțin cum, din toate țările europene care au testat la greu în școli și așa au reușit să țină copiii în școală, noi în România suntem cei mai deștepți, da? Deci am concluzionat noi că testele nu ne ajută în școli și că testarea este o treabă inutilă pe care o facem. Nu o facem pentru că oricum n-avem chef, nu o facem pentru că oricum n-are ce să facă părintele cu copilul acasă dacă are COVID. Adică, nu ți se pare ceva neregulă aici? Uite, avem acum și vaccinările de astăzi. Da, este ziua de astăzi, ultimele 24 de ore. Doza 1, 8.000, doza 2, 5.000, să spunem, de doze de vaccinați și... Parapel 20.000. Uite, știți de ce vreau să ne uităm pe aceste, pe aceste cifre? Ne ducem spre 8 milioane, da? Da. Nu știam că rapelul înseamnă a doua doză de vaccin. Acum, uite, de ceva vreme avem doza 1, vezi acel semn cu un plasture, doza 2 și apoi rapelul apare la doza 3. Păi, care mai este schema completă și care nu? De ce nu apare cuvântul booster acolo? Pentru că noi cu toții vorbim despre booster când faci cea de-a treia doză. Și este o dezorientare care duce mai departe și nu mai știi când mai este schema completă și când nu, pentru că, într-adevăr, schema completă este acum la două doze, dar se poate să ajungă la trei doze. Am văzut deja că ministrul sănătății din Germania a spus că vor să ajungă la doza a patra, Israel a ajuns la doza a patra, pentru ce? Pentru vaccinare, pentru schema completă. Deci, practic, care vor avea trei doze de vaccin vor fi considerat nevaccinați și asta este foarte interesant și pe acea idee că vor apărea cifrele cu... câți au murit, de exemplu, nevaccinați și acolo cei cu trei doze de vaccin, în prezent cu două doze de vaccin, vor fi considerați nevaccinați. Ceea ce este nefiresc, incorrect din punctul meu de vedere, da? Și pentru manipulator din anumite perspective. Noi ne confruntăm cu, de exemplu, prima doză a fost pentru prima tulpină, care este de mult. Adică noi ne confruntăm acum cu niște tulpini noi. Automat că avem nevoie de doze suplimentare. Eu, legat de cifrele pe care le-ai arătat mai devreme, m-aș lega mai degrabă de 8 milioane de persoane vaccinate. Suntem în continuare puțin și m-aș uita și la 33.000. Uite cum ne vaccinăm noi doar în momente de criză. Da? A început să crească. Trecem peste faptul că pe 1 ianuarie au fost 700 de vaccinați. A început să crească numărul, ne vaccinăm doar în momente de criză. Asta ne arată.